Ce spune acolo bărbaților, iubiți pe femeile voastre, precum și Hristos biserică. Pentru că taina mâniei este o taină care are săvârșitor, are materie și materia tainei este iubire, este dragoste dintre acești noi tineri care o aseamănă Sfântul Apostol Pavel cu dragostea aceasta pe care o are Hristos pentru biserică. Și care este dragostea lui Hristos pentru biserică? S-a dat pe sine pentru ea. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățindu-o cu baia acului.